doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Astăzi avem o ocazie frumoasă de a discuta despre Teatrul Guguță. De ce? O să vă povestim, de aceea așezați-vă mai comod și urmăriți emisiunea noastră. Invitații din studio sunt Gabriela Lungu, directoarea Teatrului Municipal Guguță. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit pe Cum toți! Cum a fost ziua? Complicată, da? Cei de acasă care stau acolo mai organizează, da? Mai lucrăm, mai muncim, mai alergăm, mai așa din una în alta, dar tot urmează. Oricum, vă mulțumesc că ați găsit timp și ați venit aici ca să discutăm împreună cu telespectatorii și cei de peste acasă, de peste ecran, sunt interesați ce s-a întâmplat astăzi. Da. Eugen Nicov, actor, bună seara și bine ați venit seara. Și dumneavoastră. Bună seara! Ați participat astăzi în spectacol? Da, în spectacol. Wow, atunci e tot așa, energia plină, da, aici am plătit-o. Cu toată gașca. Și Alexandru Săli, actor, Teatrul Municipal Guguță. Bună seara. Așa. S-a întâmplat astăzi evenimentul că sunteți omagiați. Este 26 de ani de când funcționează, activează, de când primește copiii, de când aplauzele se răsună în sala dumneavoastră. Da. E o dată mare, mică, este o vârstă pentru un teatru. Cum a fost astăzi și ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi? O sărbătoare. Știi cum, dacă e să vorbim așa, pentru un teatru 26 de ani, vă dați seama că e mai nimic. Da? Dacă ne uităm la Teatrul Național sau dacă chiar Teatrul Licurici, care are o vârstă. Dar pentru noi este mult din motivul că timpurile sunt atât de diferite acum și fiecare zi e diferită de cealaltă. Din păcate trecem printr-o perioadă așa de tranziție mai dificilă și orice zi e o victorie pentru noi. Exact. Da? Eu sunt mândră că am rezistat până acum și nu vreau să fac promisiuni mari, dar pot promite sigur că voi face tot ce ține de mine ca acest teatru să existe și să funcționeze în continuare, asta sigur. În rest, sper că... Ziua de azi a fost și deosebită prin faptul că, de obicei, asta este deja o tradiție, în ziua când sărbătoriți ziua de naștere, mai și lansați festivalul, da? Este vorba de Festivalul Național de Teatru pentru Copii, Acasă la Guguță. Și sunteți la a patra ediție. Da, suntem la a patra ediție. Tot anul acesta, dacă ne ajută Dumnezeu totul cu bine, în anul acesta, anul viitor. În primăvară vom da start cele de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional. Teatrului de păpuși, ăla se numește, genericul festivalului este Sub căciula lui Guguță. Este un festival pornit de primul director a Teatrului Guguță, de cel care a stat la fondarea teatrului, este vorba de Victor Ștefaniuc. Și așa s-a întâmplat atunci când mai era în viață, încă eu fiind mai tot timpul lângă el. Îmi spunea că, uite, eu pentru teatrul ăsta am făcut ce am făcut, am pornit un festival, am să văd ce o să faci tu când o să ajungi tu aici. Așa a fost o discuție, chiar nu știam că o să se întâmple atât de repede totul. Și atunci când am venit în funcția de director, zic, dacă tot fostul director a pornit un festival internațional, atunci eu cel puțin să las în urma mea un festival național, mai ales că avem foarte multe teatre care joacă spectacole pentru copii. Și ne-a motivat probabil și faptul că ultimii ani un pic se cam neglijează ce înseamnă teatru pentru copii, un pic încercăm să trecem peste, las că avem teatrele mari, că mai avem foarte multe centre de creații. Da, foarte multe, într-adevăr, au apărut multe, în timp. Trupe independente, dar asta nu înseamnă că un teatru pentru copii nu are dreptul la viață. Exact. O creație pentru copii nu are dreptul la viață și niciodată nu, tot timpul am zis, așa cum nu există într-un teatru mulți actori, nu poate fi într-un teatru prea mulți actori. Exact. Deci eu nu înțeleg această noțiune. Exact așa zic și de spectacole și activități pentru copii. Nu poate fi prea mult pentru copii. Și acest festival a fost pornit cu ideea să jucăm pentru ei, să ne întâlnim toți care jucăm pentru copii, care încercăm să le aducem copiilor ceva, să vedem care sunt doleanțele lor, ce vor, ce le place, nu le place, să mai facem un schimb de experiență, un schimb de replici. Ne mai vorbim de faptul...
Da, așa. Vorbesc de teatrele care vin din Bălți, din Cahul, teatrele care nu... Deci intenția este a lor de a participa la Festivalul Național sau inițial invitația, dumneavoastră invitația le-o este oferit-o dumneavoastră? Și ei ne-au acceptat, da? Și atunci copiii... Și al patrulea an toți vin... Exact. Exact, absolut. M-am supărat, dar nu vreau să zic m-am supărat, că nu m-ați supărat tare. Așa, un pic. De ce? Care-i supărat? Trupele independente, pentru că știi foarte bine, aha, că avem trupe independente. Da, scrisori, intenții ați transmis la toți. Da, sigur că da, am transmis la toți, am încercat pe ceva chiar să mai dăm sunetul cu telefonul. Nu știu de ce au refuzat, dar mă băieți, eu chiar sunt foarte multe trupe independente, adică foarte, sunt trupe independente pe care eu chiar le respect și îmi place ce fac. Da? Chiar sunt la un nivel foarte bun. Uneori au spectacole, de ce nu să recunoaștem? Au spectacole chiar mai bune decât unele de ale noastre. Și atunci eu am încercat să... Da, festivalul este invitat... un schimb de experiență, exact. Și este un... Și apoi trupele independente, noi știm că ele, așa este formatul lor, statutul lor, ei nu au un sediu. Da? Și atunci de ce să nu vii să joci pe o scenă de teatru? Mi-e pare rău că și anul acesta nu au fost... Poate nu au răspuns invitații. Sper din toată inima la festivalul viitor să vină. Da, pentru că este a cincea ediție și cred că, da, cu siguranță va fi și una mai bogată cu trupe. Da. Vreau să vorbesc neapărat și cu domnul Sele și domnul Nicov. Domnul Nicov, cum a fost astăzi pe scenă? Domnul Nicov, domnul Nicov. Genial. Genial e genial. Eugen. Bine, domnul Nicov, Eugen. Cum a fost astăzi pe scenă? Emoțiile copiilor se simt de fiecare dată? Cum jucați după fiecare spectacol? Ce sentimente aveți? Și da, de cât timp sunteți apropo în trupă? Astăzi am avut, cred că, cele mai multe emoții la acest spectacol. De ce? Pentru că... Ei sunt aproape în premieră în spectacolul ăsta. Da, l-am jucat 3 ori. Da, la spectator de 3 ori, da. Astăzi a fost festivalul, da? Deschiderea festivalului, festival, cumva. Și țin minte câteva minute înainte de spectacol, deja au început mâinile să tremure, da? Da. Asta ar însemna că și păpușa face așa, și atunci nu înțelegi și păpușa. Aha. Trebuie să te controlezi foarte mult. Dar ce păpușă purtați? Cine personaje? Ce personaj? Personaje au fost ovreu. Așa. Pețitoarea. Pețitoarea asta e ursoaică. Ursoaica, așa. Da, țiganca. Da, dumneavoastră sunteți în rolul cui? Păi asta da, toate? Da, noi fiecare. Deci un actor are mai multe... Da, bineînțeles, extraordinar. E talentat. În acest spectacol... Nu, noi toți suntem talentați. În acest spectacol sunt modest, peste, aveți peste 20 de păpuși. Da, da, păpuși sunt foarte multe și atunci... La 6 actori, 5 actori... Deci până la urmă ai jucat ce? Ovreul? Ovreul... Ursoaica? Ursoaica, dracul. Până la drac ai avut un dascăl. Dascăl beat. Băut. Servit. Da. Și un tâlhar. Oh, super tare. Și de câți ani v-am întrebat sunteți în colectiv? Că auzisem... Eu sunt student anul 4 la actorie încă. Și auzisem în septembrie ați oferit un interviu și ați spus că aveți trupă nouă deja. Da. Asta o să vorbim și astăzi îmi propun, dragi telespectatori și dumneavoastră, doamna Lungu, nu vorbim doar despre lucruri frumoase, vreau să atingem și niște momente care sunt reale și să nu ne ascundem după deget, să înțelegem că aveți nevoie și de niște lucruri pe care, nu știu, le aud sau nu le aud dragii noștri șefi de la primărie sau de la Ministerul Culturii, dar noi astăzi o să le spunem pe nume. Și pentru că v-am întrerupt, vreau să vă adunez cu gândul, dar înainte de aceasta să le spun telespectatorilor că să urmărească acum un reportaj călduț realizat din incinta Teatrului Guguță astăzi. Teatrul Guguță și-a deschis larg ușile Festivalului Național pentru Copii Acasă la Guguță. Chiar de ziua sa, acesta a dat start ediția 4-a a festivalului, unde vor participa teatre din toată țara cu cele mai bune spectacole pentru copii. În fiecare sezon, în incinta Teatrului Guguță, sunt expuse publicului producții interesante și originale. Nici în acest sezon nu a fost o excepție. În cinstea celei de-a 26-a aniversare, spectatorii au urmărit spectacolul Hârzobul. Cheia succesului în acest spectacol este faptul că păpușa e făcută din lingură. Na, și transformarea în spectacol e din lingură în păpușă. Deci cumva
regizorul s-a agățat de chestia asta. Spectacolul are 24 de ani. Eram, deci m-a inspirat folclorul, fiindcă în baza lui este făcut acest spectacol. Deci este o poveste veche, unde vin pețitori din toate, din mai multe țări, ai multor popoare, și atunci, venind cazacul, am folosit folclor rusesc, venind turcul, evident, muzică orientală, venind țiganul, tot așa, muzică țiganească. Deci m-au inspirat creațiile popoarelor lumii, care au fost folosite ca folclor în acest spectacol. Pentru unii actori, teatrul Guguț înseamnă întreaga lor viață. Practic e toată viața mea. Lucrez aici de mai bine de 26 de ani, până se forma teatru. Normal că am fost studenți, făceam și atunci parte din această trupă de actori. Și practic am crescut și copiii mei au crescut în teatru și eu am crescut aici. Datorită teatrului, parcă mi-am schimbat și eu un pic stilul de viață. Mai simt puțin mai copilăroasă. Încerc și eu să nu mă maturizez. Teatrul Municipal de Păpuși Guguț a fost fondat la 27 noiembrie 1992. Încă de la înființare este conceput ca fiind un teatru pentru copii cu specific național, având drept scop valorificarea și promovarea valorilor culturale ale neamului. Victor Ștefaniuc în anii 1947-2010 devine conducătorul artistic și regizorul șef al celui de-al doilea teatru de păpuși profesionist din Chișinău. De-a lungul activității sale, Victor Ștefaniuc a creat nu doar chipuri de eroi, spectacole de teatru și personaje deosebite, ci și un colectiv de artiști bine închegat. Este primul actor păpușar căruia în 1985 i s-a conferit titlul onorific de artist emerit. Mulțumesc foarte mult reporterului Irina Ciobor și cameramanului Nina Antoseac. Revenim în platou. Dragi telespectatori, vă reamintesc că astăzi vorbim despre o zi foarte frumoasă, o zi de naștere a teatrului, 26 de ani de când activează Teatrul Municipal Guguță, și în platou, în studioul la noi, avem pe Gabriela Lungu, directoarea Teatrului Municipal Guguță, pe Eugen Nicov, actor, și Alexandru Sele, actor. Așa, și am ajuns la cei ce spuneam, vorbeam cu dumneavoastră despre, și acolo în reportaj am văzut acele roluri pe care le-ați avut și ați și vorbit un pic despre esența. Nu mi-ați spus de cât timp sunteți aici? De 3 ani. 3 ani? 3 ani. Ar fi 4 în mai, dar ca angajat cumva. Am înțeles. Veți rămâne după absolvire? Nu se știe. Nu se știe, nu așa. Știu. Dar vă place ceea ce faceți? Nu se știe. Nu se știe. Păi nu pot să vede spun că vă place. Și nu pot să spun că da. Vreau să fiu sincer. Deci aici ajungem la lucruri mai triste despre care vorbeați dumneavoastră. Despre care urmează să vorbim. Urmează să vorbim, da. Domnul Sele, astăzi ați participat în, da? Și ce roluri ați avut? Deci am fost cățelul Ciufulici. Aoleu. Turcul. Și cam atât. Și Vânătorul. Vânătorul, da. Cred că e un rol, nu știu despre ce este vorba, dar e un rol important. A fost. Era cu pușca. Da. Și cam atât. De câți ani dumneavoastră sunteți în trupă? Din 2008, octombrie. Un pic mai mult. Da. 10 ani. Cum reușiți să faceți față și tuturor problemelor și rutine de zi de zi și să și mai zâmbiți așa frumos? Cu ajutorul Domnului. Dar în trupă câte persoane sunt? Cu ajutorul directoare și cu ajutorul Domnului. Cât sunteți de toți? Trupa, câți actori are? Deci dacă e să o luăm actori păpușari, profesioniști, suntem foarte puțini. Suntem vreo 5, cred că am rămas acum, da? 5-6. În ce ține trupa întreaga teatrului, acum, într-adevăr, anul acesta am măit un pic trupa. Mă refer la băieții tineri care au venit, pentru că din start, de când am venit în funcție de director, am ținut neapărat să lărgim împreună spațiul, terenul de activitate, da? Am zis că ar trebui să ne gândim nu doar la copiii mici, ci să ne gândim un pic și la
adolescenți. Mm-hmm. Da? Ca să aveți o acoperire mai mare, să înțeleg, absolut, să vină mai... Există o parte de spectator, un potențial spectator bun de altfel, care rămâne cumva într-un fel sau altul în aer. Mm-hmm. Da? Deci dacă ăia mici merg la teatru de păpuși, da? Ăia mari, maturii, uh-huh, bătrânii, nu bătrânii, uh-huh, cu experiență, merg la teatru de dramă, atunci vârsta aia de la 14 la 19, 14, uh-huh, 18 ani... Nu prea unde să meargă, da, să vizioneze ceva. Da, deci în păpușilor deja nu le mai este interesant, în teatrele de dramă, așa știi cum, din gheață în foc, uh-huh, da? Deci, pentru că acolo se montează spectacole... Uhum. Așa, și e mai... Și lor nu le prea este interesant să stai pe scaun, să asculți că cineva vorbește. Și atunci există vârsta asta când trebuie cumva captată și ținută să n-o pierdem. Pentru că mai târziu noi ne plângem că nu prea avem generații sănătoase, că o iau greșit pe alte drumuri. De-aia am insistat neapărat să adunăm, să formăm o trupă de băieți tineri care vor să schimbe, care vor să facă ceva, așa cum am fost și eu acum 26 de ani când am venit în teatru. Când am pornit Teatrul Guguță, noi eram siguri că noi vom întoarce cursul apei, uh-huh, și că de momentul când noi am venit, apa deja o să curgă la deal și nu la vale. Uh-huh. Și s-au format foarte multe lucruri frumoase, interesante, uh-huh, s-au montat spectacole foarte bune. Ați fost la început, bine că ați menționat acest lucru, la început ați fost un teatru pentru copii cu specific național și ați avut un concept interesant și original, pentru că în 92 domnul Ștefaniuc a făcut practic o revoluție, că a construit acest teatru într-o zonă îndepărtată de celelalte. O zonă, da, care eu îi spuneam capătul lumii. Așa. Și asta am citit că a fost atunci pentru dumnealui un câștig, o victorie, da, că a reușit. Mare victorie, o mare și ați fost victorie. Susținuți, am citit eu, ați fost susținuți pe atunci de foarte multă lume. Pe lângă faptul că Direcția Cultura Municipiului v-a susținut, Ministerul, atunci v-a susținut Uniunea Teatrală, Uniunea Scriitorilor. Absolut. Deci a fost o susținere în set, așa, completă. Probabil ce s-a întâmplat lumea pe parcurs că ați pierdut un pic din susținerele acestea? Știi cum, există saturație, supra-saturație. Da, dar aveți nevoie de aceste susțineri. Da, adevărul e că avem nevoie. Într-adevăr, când a pornit acest teatru, a fost un teatru, Ștefaniuc așa spunea, eu vreau să fac un teatru pentru copiii noștri. Așa. De aceea a pus pentru accent care trăiesc, pentru exact, aspectul național. Ce ar fi însemnat aspect național, ca să fim înțeleși, uh-huh, corect? Aspect național însemna și a rămas până în ziua de astăzi valabil. La Guguță se joacă spectacole doar în limba română, da? Deci doar, uh-huh, în limba noastră. Nu avem în engleză, rusă, chineză, franceză sau turcă. Nu? Da? În rusă? Nu. Uh-huh. Nu. Deci Teatrul Licurice este teatrul care are două trupe, trupa rusă și trupa română. Noi avem doar o singură trupă. Uh-huh. Pentru copiii vorbitori, pentru spectatorii vorbitori de altă limbă, avem spectacole fără text. Care sunt foarte solicitate? Bine solicitate, da, și văzute și apreciate destul de ok. Tot în acest context ar fi însemnat promovarea dramaturgiei clasice naționale și contemporane. Da? Deci noi suntem poate unul din puținele teatre care avem o mare parte din repertoriu pe dramaturgia contemporană a noastră. Națională, uh-huh, să zic, uh-huh, eu, da? Deci promovăm dramaturgii noștri. Uh-huh. Pe lângă, bineînțeles, pe lângă Alexandrii, pe lângă Creangă, pe lângă Andersen, uh-huh, că nu poți să trec nici peste asta, uh-huh, pe lângă Eminescu, da? Deci încercăm să și promovăm literatura, uh-huh, și dramaturgia Am văzut națională. Că aveți și de Iulian Filip. Da, deci deja dacă trecem la contemporane, uh-huh, avem Iulian Filip, avem Gheorghe Urschi, avem Nicolae Rusu, avem Veronica Boldișor, avem Aurelia Verdeș, avem, uh-huh, Dumnezeu să-l ierte, Ion Proca. Laurențiu Budău. Deci, uh-huh, Laurențiu Budău este colegul, da, colegul din România. Uh-huh. Deci încercăm să promovăm, pentru că uneori noi încercăm să apreciem lumea post-mortem. Da, e trist lucrul acesta. De ce dar să nu-i ajutăm acum când sunt unul în viață, și când poate să te ajute, da, cumva, cel puțin cu sfat. Și se manifestă și talentul, exact, se vede și îl apreciem. Asta a fost conceptul, de aia și a fost cu tentă națională, ca să, mm-hmm, înțeleagă lumea despre ce vorba, ce înseamnă național. Nu înseamnă că noi ieșim și începem să ne batem, că, mm-hmm, nu intră nimeni și nu știu ce. Încercăm să promovăm și alte valori, mm-hmm, adică alte, valorile noastre. Da, revenim acum și vorbim despre festivaluri. Domnul Sele, unde ați participat
că am înțeles că aveți deja câta ediție, a 10-a ediție a Festivalului Internațional cu trupa. Ați ieșit peste hotare. Cum acolo sunteți primiți și ce atitudine au față de spectacolele noastre peste hotare? Suntem primiți cu brațele deschise, adică spectatorii lor le place jocul nostru, spectacolul pe care le jucăm. Am fost... Pe ce scene ați jucat? Deci, în România, Galați, Alba Iurea, Cluj-Napoca. România practic toată. Da? Da. În cadrul festivalurilor sau pur și simplu aveți ieșiri? În cadrul festivalurilor. În cadrul festivalurilor. Recent am fost în Ucraina, orașul Poltava. Am rămas impresionat de festival și de spectacolele care s-au jucat. A fost un forum, de fapt. Cu acest spectacol. Cu acest care a fost astăzi, da, pe scenă. A, extraordinar. Deci limba română și ei au ascultat ce... Și au înțeles, pentru că în textul ăsta sunt cumva... Unele scenuțe, dar e atât de expresiv că e clar totul. Nu e necesar să cunoști limba. Nu are nevoie de limbă. Așa, și mai ales că dacă aici este vorba de diferite tradiții și ei înțeleg, probabil, aveți și dansul ucrainesc. Toate neamurile. Toate neamurile, așa. Și bă, vedeți o diferență sau ce nu ați văzut la noi, ce nu este la noi și ce ați văzut? Ce v-ați dori ca să furăm de peste din alte? Avem de lucru. La ce capitol? Vreau să ajung aici la probleme un pic, dacă ce este. Da. Și la festivaluri, câte teatre participă acum la acesta Festivalul Național? 7 teatre din țară. Au venit teatrele care au spectacole pentru copii. În ce țin ieșirile noastre, Sandu un pic poate mai puțin a ieșit, pentru că el mai proaspăt, să zic eu aici, adică mai proaspăt 10 ani în comparație cu ai mei 26. Da. Deci noi am umblat. Noi am călătorit, da. Deci și România, și Rusia, și Ucraina, și Belorusia, și Elveția, și Franța, și Italia, și deci cea mai mare și cea mai impresionată pentru noi a rămas, fără să supăr, Doamne ferește, pe cineva, a fost Taiwan, pentru că a fost pentru noi o țară exotică. Deci noi am călătorit un piculeț. Normal că noi surprindem, ca să fiu acum așa și... Prin ce, da? Prin ce surprinde? Da, realistă și mai cu pișoarele pământ, pentru că cu câțiva ani eram doamne, mă ridicam în slăb și îmi cântam o sanale eu singur. Deci noi, în primul rând, surprindem prin tradițiile și prin dramaturgia noastră. Prin felul este nostru diferite, de a fi, este diferită. Și atunci când noi mergem undeva să jucăm un spectacol, normal, când inviți un teatru... Eu am invitat, de exemplu, la un festival teatru din Africa. Normal că eu nu vreau să-l văd pe el din Africa, vine să joace Luceafărul lui Eminescu. Normal, da. Da? Deci eu vreau să văd cultura lor, vreau să văd ce fac ei, vreau să văd păpușile lor, vreau să văd stilul de joc. Deci asta mă interesează. Exact asta facem și noi. Când mergem, încercăm să ducem spectacolele care ne caracterizează într-un fel sau altul. Și atunci, bineînțeles că noi împușcăm, pentru că noi avem o țară foarte frumoasă, noi avem obiceiuri foarte frumoase, noi avem tradiție, noi avem muzică bună, noi avem dramaturgi buni de altfel, doar că, din păcate, noi nu prea putem să menținem ceea ce avem și să valorificăm. Și încercăm să furăm, știi cum, tot ce e prin prejur, tot ce e străin, e mai bun decât... Eu respect absolut toate tradițiile, toate naționalitățile, dar eu... Salut toate sărbătorile care există, dar nu înseamnă că aruncăm asta pentru că aia sau aia e mai bun, da? Deci încercăm și de aia, încercăm și de aia, încercăm și de aia, dar asta nu înseamnă că aruncăm anul nostru la gunoi. Da, deci aici trebuie să înțelegem că noi, dacă vrem să ne mai păstrăm, dacă mai vrem să rămânem pe pământ, să mai trăim, să mai fim o țară, să avem o națiune, ceva. Na, deci trebuie să ne păstrăm. În ce ține... Cum încercați să mențineți? Că am văzut doamna care a vorbit în sincron, de 26 de ani este în trupă. Da. Aveți și persoane care vin de la universitate, de la academie, da? De la vin aici. Cum încercați să-i mențineți? Prin ce îi... Ei, prin ce? Prin... Pentru că înțeleg că este o problemă la acest capitol. Prin ce vă mai colaborați cu academia în ce termeni? Ei vin toți sau aveți o colaborare oficială? Deci nu avem nicio colaborare. Cândva, pe timpuri, era o colaborare între Citisem Teatrul Guguță și Teatrul Licurici cu Academia. Deci odată la 4 ani, Teatrul Guguță și Teatrul Licurici își selectau studenți. Asta nu mai există acum. Îi creștea, nu mai există. De ce? Din păcate, nu știu de ce. Pentru că așa se cresc
da. Cadre noi. Nu știu de ce așa s-a întâmplat, că nu prea este, încercăm. Deci am reușit să rupem acum câțiva ani o trupă, o echipă de studenți. Eu mulțumesc aici, în contextul ăsta, mulțumesc doamnei ministru, pentru, după multă, multă luptă, totuși mi-a acceptat, ne-a acceptat să luăm această trupă. Partea gravă e că nu prea putem să-i ținem și ați văzut drept dovadă, el fiind la anul 4, nu se știe dacă o să rămână în teatru. Unul la mână, cred eu, ca motive să vorbim, da, ca să le spun așa cum sunt. Eu acum îmi dau seama și încerc să conștientizez pe zi ce trece, pentru că știi, îmbătrânești și începi să prinzi la înțelepciuni. Probabil e un motiv foarte serios pentru tineretul care vine. Noi nu avem cu ce să-i ținem în teatru, nu doar financiar. Pentru că financiar, clar, nu suntem la pământ. Da? Deci un actor care vine după facultate, el primește salariul de 2800 de lei. Asta am citit într-un interviu pe care l-ați oferit portalului, da. Noi. Voi aveți 2800 salariu. 2800 de lei. Deci vă dați seama că nu poți să ții un actor în teatru cu 2800 de lei. Strigătorul la cer. Este foarte greu. Mai ales în teatrele de păpuși, care e problema cea mai gravă. Dacă celelalte teatre, în prima jumătate a zilei, ei sunt într-un fel sau altul liber, pentru că au spectacole seara, da? Și doar unii sunt ocupați, repetiți, alții nu. Se întâmplă că unii poate să aibă un spectacol o dată sau de două ori pe lună. În rest, cam au spațiu. Noi, în teatru de păpuși, din păcate, nu putem face asta. Sau din fericire. Pentru că noi, pentru copii, jucăm ziua. Noi nu putem să jucăm seara, da, pentru, seara copii. Pentru copii. Și atunci rămâne seara, când băieții ar putea să mai câștige un ban. Unde? Unde să mergi noaptea să lucrezi? Și a doua zi cum să vii la cum spectacol? Cum să vii să fii, da, exact, fresh. Deci asta este o problemă financiară categoric pentru teatrele de păpuși și noi încercăm cumva din interior să ne susținem, să-i încurajăm cât de cât. Dar nu doar asta e problema. E și problema că noi nu prea avem cu ce să-i uimim, noi nu avem specialiști în domeniu. Da, eu fiind actriță, eu fiind regizor, da, eu recunosc, eu nu... Nu am. Deci, în afară de domnul Ștefaniuc, care era, cine mai sunt profesori la Academie pe acest segment? Acum, la moment, doar eu. Numai dumneavoastră? Da. De ce? Cei care pentru au fost la dumneavoastră în teatru au plecat? Care puteau fi? Pentru că așa se întâmplă. Academia trebuia să coopteze actorii. Am să vă zic altceva. După 10 ani, eu așa e știu. E una să fii doctor savant în științe, nu știu de care, să cunoști tot, dar să nu poți să fii pedagog. Mai este și problema aceasta. Și asta problema. Deci din toate persoanele sau trupele care le-ați avut, da? Da. În componență, deci, nu s-a găsit nimeni care să meargă de la să... noi, nu e vorba că nu au fost buni, dar nu au vrut să se apuce de pedagogie. E altceva, e străin. E nu pentru ei. La Licurici băieții mai au acolo pe Dana Strungaru, care mai făcut pedagogie. Acolo mai este Nina Lefter, care ar putea un pic să... Deci aici ar fi un aspect ca să preluăm din altă parte, da, profesori sau cumva să vină să facă și la noi. În privința asta e o problemă destul de gravă la noi cu cadrele. Pentru că noi acum recent ne-am întors într-adevăr de la un forum din Ucraina, dar și la noi și în România de altfel. Deci la universitate există facultate de păpușărie. Asta este o facultate aparte. La noi există așa ceva? Nu, eu vorbesc de celelalte țări. Este o facultate aparte. Există o facultate aparte de pictor de păpuși. Deci asta este o lume aparte. Există aparte constructor de păpuși. Nu fiecare poate să construiască o păpuș. Și atunci când noi am mers acum la un forum în Ucraina și eu am văzut păpușile alea care sunt pur și simplu pentru noi un teren minat, păpuși de care, pentru că zi de zi se schimbă ceva. Se schimbă ceva. Da? Când ultima dată ați schimbat și ați păpușile pe care le aveți? Noi în fiecare an montăm spectacole noi, dar noi nu avem specialiști care să cunoască. Deci noi învățăm băieții noștri care îi avem în teatru, niște băieți foarte buni, cu suflet, care lucrează de ani de zile. Unul de la altul învățăm. Unul de la altul, pornesc internetul și se uită unde mai arată câte ceva. Eu nu pot să-mi permit, și mi-aș dori foarte mult, dar eu nu pot să-mi permit să trimit la niște cursuri peste hotare pictorul meu șef.
Pentru că pictorul așa. Meu șef este un alt aspect ar fi schimbul de experiență absolut, care ați putea să faceți. Absolut, și, bine, dacă sunteți teatru municipal, să înțeleg eu acum așa să facem o logică, ar fi trebuit toate lucrurile acestea să și le asume municipiul, nu? Primăria sau Consiliul Municipal. De câte ori ați scris scrisuri și v-ați adresat la toate aceste momente? Vorbind despre, bine că nu am atins acum tema, despre ce se întâmplă cu clădirea în 26 de ani, de câte ori a fost reparată, la acest schimb de experiență, la mărirea salariului, la poate... Deci în ceea ce ține schimbul de experiență, da, eu trebuie să recunosc că eu nu am fost foarte, foarte insistentă, pentru că mi se părea că eu nu mă prea ciocnesc cu problema asta. Deci noi ne mai descurcăm, mai facem comandă la Teatrul Licurici, pentru că acolo Teatrul Licurici are acum doi specialiști, profesioniști, vorbesc de meserie făcută în domeniu. Da? Este vorba de Galina Molotov și domnul Cantor, care au făcut în Petersburg, pe atunci Leningrad, au făcut școala și au făcut-o în ceea ce ține școala de păpușărie. În Rusia este foarte, foarte bine dezvoltată și la un nivel foarte înalt. Chiar ca dezvoltare, pentru că eu văd acum, când ne întâlnim cu colegii, la ce nivel sunt ei cu păpușile și cu construcția și cu tot. Din păcate, ceilalți noi încercăm cumva să învățăm singuri, da? Iată de ce mai apelam uneori la doamna Galina, mai apelam la domnul Cantor, mai apelam la domnul Gaisiu, că deci încercam cumva așa să ne schimbăm cu experiența aici pe loc. Și niciodată nu am apelat cu această rugăminte și cu această solicitare la Consiliul Municipal. Dar care dintre rugăminți ați apelat și nu ați fost auzită? La care ușă ați bătut? Iarăși, pregătindu-mă de emisiune, am citit că ați bătut la mai multe uși, că aveți nevoie acum de o reparație a clădirii, care este avariată și are necesități stringente în unele momente. Foarte mulți colegi de noștri s-au supărat un pic pe mine când eu anul acesta, eu vorbesc deschis pentru că am zis deja, nu știu, diplomația e foarte bună, dar ea uneori nu e înțeleasă corect, știi? Uneori, la un moment dat, diplomația asta mea, lumea înțelege că totul e ok și totul e foarte bine. Nu este tot timpul așa, da? S-au supărat foarte mult pe mine că eu anul acesta am ridicat niște probleme care mie mi se par deja grave. Da? Și îmi pare foarte rău că nu am făcut asta mai devreme. Da? Deci, noi acum ceva timp am apelat la Consiliul Municipal cu scrisori și am rugat să se intervină într-un fel sau altul în ce ține incinta teatrului. Pentru că acest teatru, această clădire, ea nu a fost inițial construită pentru un teatru. Și asta eu realizez și sunt cu picioarele pe pământ. Deci, această sală a fost construită pentru o casă de cultură. Deci a fost o casă de cultură. În momentul când Consiliul Municipal a decis ca acolo să se facă un teatru, o decizie mi se pare foarte... că noi nu am făcut acolo un bar, o sală de jocuri. S-a făcut un teatru pentru copii. E genială idee. Dar pe parcurs nu s-a investit ca să-l modeleze nu s-a modelat, și să fie... Da, nu s-a reconstruit. Să corespundă standardelor unui teatru. Și noi am mai încercat, un pic am cârpit aici, un pic acolo, în reparații s-au investit într-un fel sau altul. Îmi amintesc domnul Chirtoacă cum a venit și a zis că bă, trebuie să facem ceva pentru că pică podul. Și s-au investit atunci niște bani, s-au mai investit niște bani în transport. Să spun oamenilor că am văzut și așa niște cifre, este vorba despre niște sume care după mine sunt mici. Aveți anual 3 milioane de lei de la primăria locală. Asta este finanțarea totală. Asta e finanțarea totală. Asta e finanțarea, da. Ceea ce este și salariul și servicii comunale tot. Și tot. Și pentru ne reparații suplimentare la aceasta trebuia să se aloce bani. Da, și a fost o perioadă când s-a alocat, deci niște bani, dar... Mie mi se părea atunci enorm, pentru că eu eram departe de bani. Da? Deci eu n-am avut treabă cu bani. Dar sigur că nu aveți treabă cu bani, exact. Eram cu scena. Dar nici nu trebuie să aibă actorii treabă cu bani. Ștefaniu chiar era Dumnezeu, el era cu bani. El umbla, căuta, bă. Când am ajuns, când mi-a zis că îmi dă 500 de mii, wow, jumătate de milion. Dar când ne-am ciorit că jumătate de milion, de fapt, pentru clădirea aia... Nu însemna nimic. Nu însemna nimic. Și am încercat noi să mai cărpim unde am cărpit, am mai făcut noi ce am mai putut să facem. Ne-au mai dat un pic să acoperim sala pentru că curgea tavanul, dar înțelegeți, o clădire care din 83, când a fost dată în exploatare, până în 2018 nu a fost supusă niciodată unei reparații capitale. Extraordinar. Asta spuneți acum. Deci asta e un pic...
E un pic, păi, nu mai ajută cu criticul. Eu în această situație aș vrea să fac un apel către domnul Codreanu, că acum este primar. Da, domnul Codreanu. Și știu că domnul Codreanu iubește foarte mult copiii și foarte multe lucruri a început să facă ce ține de grădinițe și da, domnul Codreanu a fost la noi. A fost la dumneavoastră. Da, domnul Codreanu, poate într-adevăr se mișcă un pic lucrurile și oferim acestei trupe și acestui teatru o atenție mai sporită și nu ajungem ca să nu se dărâme și să cadă pereții și acum vreau să-l întreb. Mulțumesc, domnul Codreanu, astăzi am încercat să vă sun, asta vreau să vă întreb și să... Da, noi am avut o întâlnire cu domnul Codreanu, el singur a insistat să vină în teatru, să vadă care este situația, a venit, i-am arătat și a zis, da... Și bă, zic să mai arăt ceva și l-au zis că nu mi-e clar. Aha. Și mi-a promis că neapărat o să fie lângă mine. Da, asta e foarte bine, înseamnă că și apelul meu va avea un efect. Acum vreau să mai vedeți emoțiile pozitive ale copiilor pe care le-am prins noi astăzi și să înțelegem că totuși copiii au nevoie de Teatru Guguță și locul acesta este un loc minunat și trebuie să investim în Teatru Guguță. Vă rog frumos reportaj. Da, s-a întâmplat ceva? Așa, îmi spune regia că avem o problemă tehnică. Mă anunțați. Da. Da. Este deja? Este, da, vă rog. Hârzobul, un spectacol original în care niște linguri obișnuite se pot transforma în păpuși, aducând în scenă povestea neamului. Bunătatea, mărinimia și frumusețea poporului nostru au fost o atracție în toate timpurile. Spectacolul culminează o frumoasă nuntă moldovenească în toată splendoarea tradițiilor și obiceiurile ei. Și îmi place că este ziua de naștere lui Guguță. Care a fost personajul tău preferat? Fetița. Mi-a plăcut că sunt păpuși și era teatru despre păpuși. Mi-a plăcut. De ce ți-a plăcut? Că am mers la spectacol și am machetat bani. Este pentru prima dată când vii la spectacol? Da. O să mai vii? Da. De ce? Pentru că îmi place. Mie mi-a părut cel mai amuzant atunci când baba, atunci când moșneagul a țipat și a speriat fetele. Așa, dar care a fost personajul tău preferat? Mie mi-a plăcut de babă. De ce de babă? Pentru că a fost foarte caragioasă și arăta chiar ca și în povești. Noi suntem pentru a doua oară la teatru și copiii sunt foarte mulțumiți și dornici de a merge la teatru, fiindcă orice spectacol este binevenit, copiii învață din orice spectacol și eu cred că este o distracție și noi maturii atunci când mergem la teatru primim o mare plăcere. Teatru este ceva foarte, foarte bun și bine și eu îndemn toată lumea să meargă la teatru cât pot de des, fiindcă o să învețe ceva foarte bine, foarte bun. Un mesaj emoționant, am revenit la mulți ani Teatrul Guguță, cu bune și cu rele. Domnul Nicov, eu așa și am să rămân cu domnul Nicov astăzi. Ce este complicat în profesia unui actor, în special pentru copii? Aici e o listă foarte mare. Dacă e să vorbim de spectacol, sunt spectacole pentru copii și sunt spectacole, ok, în păpuși. Cu copii este foarte greu de lucrat. Este super greu. Mă rog, cine nu știe, nici eu nu știam la început că aici copii am i-ai mințit acolo, i-ai schimbat o replică. Nu, ei sunt foarte... Noi am avut experiența în România, în Brașov. Când, sunt imprevizibili. După care vine o copilă și mă întreabă, păi, de ce ai mirosit tu floarea aceea așa și nu așa? Pentru că nu se face așa. Și a întrebat Alina, a fost colegă de-a noastră. A întrebat-o, păi, de ce ai spus că ești frumoasă? Pentru că tu nu ești frumoasă. Mm-hmm. Nu, ești sincer, ești foarte sincer. Și e foarte greu să-i...
Și dacă astăzi am reușit cumva să nu-i plictisim, se întâmplă când se mai întâmplă gafe în spectacole, se mai întâmplă deci le observă copiii, observă, azi mi s-o rup mâna. Da, dar ok, copii. Că îi vorbesc mai mult de tempo, ritm, de, de alte chestii, nu tehnice, ci actoricești, în care ai putea foarte ușor să pierzi copilul. Și dacă ai pierdut copilul la jumătate de spectacol, spectacolul e pierdut. Du-te acasă. Se simte asta, da? Se simte foarte mult. Plictisesc, vorbesc, gata. Lor nu le mai este interesant. Nu le este interesant, da. Trebuie să menții acest, da, această da, și energie. E foarte dificil. E, dar dacă e să vorbim pentru copii și așa, în păpuși, e de două ori mai dificil. Uh-huh. Ați văzut, hârzobul, da? Paravan. Tu nu vezi copilul, tu trebuie să-l simți. Și stând cu mâna sus, cumva cu păpușa la el, trebuie să-i captivezi și, da, și capul jos, pentru că ești foarte înalt și se vede după paravan. Noi doi avem cea mai mare problemă la... Ah, ok, și Iura. Da. Aha, din motivul înălțimii, da? Avem, pentru... Da, băieții. Noi stăm în... În demiplie. În demiplie. Domnicov, ce salariu v-ar motiva ca să nu plecați? Că așa am înțeles că încă nu știți. Ce salariu v-ar motiva ca să nu plecați din trupa aceasta? Nu e vorba de salariu. Dar de ce e vorba? În totalmente. În totalmente. Nicov, e un nu, ca să de ce să nu spunem lucrurile pe nume? Da. De ce să nu? Așa cum da, dar ok. Este imposibil să trăiești cu 2800 de lei. Eu vă înțeleg, este imposibil. Da, eu stau la gazdă. Cu atât mai mult dacă stai la gazdă. Plătește aproape 100 de euro gazdă. De Dumnezeu sănătate mamei care 150. Mama care mai are putere și îl mai întreține. Da. Cât ai vrea tu, Nicov, ia zi. Ce salariu ai vrea tu? Nu, cas. Hai să facă mai frumos așa. A, nu mai fost pierd în timp zile. Nu, nu știu. Nu pot să spun, pentru dar că oricum, eu dacă 50 spun 50 de este... euro, oricum ar fi puțin. Pentru că la noi eu ca exemplu cheltuiesc. Dar pe lângă acest salariu ar fi trebuit să mergeți să vă la schimb de experiență, ca să aveți condiții bune, să aveți săli de machiaj, să înțeleg, în care nu să stea mulți, da, și să aveți și păpușile acestea noi și posibilitatea de a cumpăra stofă. Nu, că dacă aduci păpuși noi și mai așa mai inventive cum sunt acum făcute cu tehnici, nu știu, atunci chiar rămân cred că singurică în teatru, pentru că nu-s foarte complicat. Uh-huh. Sunt foarte greu. Acum eu sunt într-un proiect și lucrez cu niște chestii care nu știu cine o să apuce de păpușile alea. Cel de machiaj ne-am descurcat și cu ce aveam. Da, dar nu este normal. Vreau să audă și cei exact. care deci, au treabă cu pârghiile exact. Banilor da. Municipiului. Nu este normal ca dumneavoastră, cei din trupă, să puneți tapete, că asta am citit în interviuri. Au pus singuri tapetele lor, au cumpărat stofă și au pus perdele. Păi, dar noi vrem să stăm cât de cât comod, păi, nu? Da, vrem să stăm și noi comod. Da, e ok, dar nu e bine ca un teatru să se întâmple asta chiar nu este o problemă, să nu cleam tot pentru că cei din exterior este o problemă. Poate. Ideea este că iată, sunt state și bine, nu vreau să fiu rău. Eu am văzut spectacole și în alte părți. Am văzut spectacolele noastre. Chiar dacă noi aveam foarte succint cădeam final, da. Dar vreau și vreau deci au mai multe posibilități, lor da. Le se aduce păpușa la mână, dar au actoria e un pic mai slabă ca la noi. Am înțeles. Deși, domnul regizor, vă rog să-mi dați cele două minute încă, pentru că vreau să vadă pe domnul Ștefaniuc și cu asta încheiem. Cu Ștefaniuc, vă rog frumos. Domnul Victor Ștefaniuc este persoana care a fondat acest teatru. Da. Este omul care îi purtați plecăciune și permanent. Da. Eu vreau să vedem câteva cuvinte pe care le rostea domnul Ștefaniuc. Vreau să vă spun că, într-adevăr, din cauza asta l-am și înființat, pentru că mie îmi plac copiii. Și eu mă bucur atunci când îi văd pe dânșii bogați și material și mai ales spiritual. Eu mă bucur atunci când ei ies de aici, de la noi, o leacă altfel. O leacă mai cuminți, mai deștepți, mai înțelepți, mai educați. Deci tot ce e bun mie îmi place. Și dacă la această bunătate mai dau și eu o mână de ajutor, atunci rămân și eu cât de cât satisfăcut. Domnule regizor, în câte piese de teatru ați fost actor și ce e mai bine, să fiți regizor sau actor? Eu am jucat
peste 100 de roluri. Dar regia mi-a plăcut de mult. Au observat aceste calități la Leningrad, un bun profesor de-al meu al artei păpușărești, Coroliov, Mihailovici îi spunea lui, și el a zis: Victor, ocupă-te și cu regia. Dar mie mai mult îmi plăcea, vă spun cinstit, actorie, pentru că ești pe scenă, mirusul, colbul ăsta de pe scenă îți dă viață. Și eu nu pot împărți acum când place aceea sau asta. Eu numesc asta arta păpușărească în care m-am găsit eu și o fac cu mare plăcere, pentru că îmi place și una și alta. Mulțumesc! Și pentru că e finalul emisiunii, vă mulțumesc din tot sufletul. Vă doresc încă o dată la mulți ani Teatrul Guguță și să aveți parte de lucruri extraordinare petrecute împreună cu copiii. Către cei care ne urmăresc, domnul Codreanu, doamna ministră, toți lăsați acești copii să se bucure și în continuare de trupa Teatrului Guguță și nu uitați de clădire, de oamenii aceștia care lucrează. Haideți să salvăm Teatrul Guguță și să le oferim o viață frumoasă și în continuare încă pe 26 de ani. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori. Ne revedem marți la ora 19 să vorbim noi despre noi.